PNL-ul este un partid care, dacă face la următoarele alegeri naționale 15% și la Constanța 10%, e mare lucru. USR-ul nu cred că există, cel puțin aici la Constanța. Pentru aur, la primăria municipiului Constanța s-ar putea să candideze actual membru PNL, domnul Sorin Ovidiu Cupșa. Confirmați discuții cu domnul Ovidiu Cupșa pe tema asta? Domnul Cupșa este un om care vrea să candideze. M-am dus la Mangalia, de exemplu, să inaugurez organizația locală de acolo și sediu. Cel pe care l-am însărcinat să fie coordonator interimar era omul primarului. Nu ne interesează să facem blaturi. Așa s-a făcut politică de 33 de, de ani. Aveți primari în funcție în momentul ăsta din județul Constanța care și-au anunțat intenția de a veni în aur și de a candida pentru aur pentru alegerile următoare? Nu mai mulți, nu pot să vă dau numele. Hipermarketurile însă mențin prețurile la același nivel. În mod artificial și asta e vorba doar de laptele cel mai ieftin e 10 lei. Că e exact. lapte și mult mai scump de 10 lei. E, Aici ar trebui să intervină guvernul, dacă am avea guvern. Genul ăsta de trădători de tipul Virgil Popescu ne-au condus până acum. Eu l-am prins pe Virgil Popescu, dar în funcție, dar de la Adrian Năstase încoace, ăsta a fost procesul de distrugere a economiei românești, a industriei. Nu până nu facem curățenie în spitalele care și-au depășit termenul de garanție sau trebuie ras tot până la cărămidă. Și l avem pe primul ministru al țării, pe generalul Ciucă. Și pe domnul primar, pe Așa? Nu știu cât are Peste pe... 10.000 de lei pe lună. Domnul Ciucă are 18.000 de lei. Și cumulează cu un salariu de prim-ministru de 24.000 de lei. Noi avem o problemă cu pensiile nesimțite și cu o pătură de nesimțiți care ne conduc. Nu se gândește nimeni la binele țării, nu este un for suprem, un for legislativ care să gândească strategii. Vine lumea lunea, marțea, câteodată miercurea. Este o mare vacanță pe o perioadă de patru ani. În aur, vii să dai pentru țară, nu vii să iei pentru tine. Bine v-am regăsit la Constanța TV, între alb și negru Emil Tatu sunt eu. Al doilea lider al unui partid național vine la Constanța TV și mulțumesc pentru prezență. Astăzi este prezent pe canapeaua verde George Simion, președintele Partidului Alianței Alianța pentru Unirea Românilor. Domnule George Simion, bine ați venit la Constanța și la Constanța TV. Bine v-am găsit. Bună seara tuturor uh, urmăritorilor voștri. Mă bucur să fiu aici. Mulțumesc de invitație noi răspundem afirmativ la toate invitațiile pe care le primim, din păcate nu primim atât de des invitații. Noi am ajuns eu, am ajuns și noi Constanța, TV am ajuns la concluzia că aur în Constanța a fost prea ignorat și pentru că suntem echidistanți am hotărât că e cazul să ne uităm mai îndeaproape la ce înseamnă aur în Constanța, pentru că sondajele, de principiu făcute și de alte partide, vă dau cu un scor potențial electoral de până spre 25%, iar asta nu mai poate fi ignorat. Dar întrebarea prima întrebare este, ce vă duce pe la Constanța? Participăm la mai multe acțiuni în județ, vorbim cu agricultori, vorbim cu transportatori, vedem situația din portul Constanța, pentru că am primit multe sesizări din toată țara. Participăm la episcopie, la o slujbă de comemorare a eroilor a care au luptat pentru drepturi naționale în Albania și în Grecia. Martiri, practic, pentru neamul românesc și cam atât astăzi. Dar știți, am o întrebare pe tema asta. Ieri, când a aflat presa din Constanța că veți fi la Constanța TV, înțeleg că a fost sunat prototorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, domnul Eugen Tănesescu, și a fost întrebat dacă Arhiepiscopia știe de prezența dumneavoastră astăzi și au spus noi nu știm absolut nimic. Nu i-ați anunțat și pe cei de la Arhiepiscopie că veniți astăzi? Nu imaginez că este... O instituție destul de stufoasă, Arhiepiscopia. Venim la slujba de comemorare a martirilor armâni, invitați de Înalta de Teodosie. Deci avem acolo o ușoară minciunică din partea purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei dacă a fost invitat de Înalta Sfinția sa Teodosie. Nu, nu cred. Cred că domnul Tărăsescu nu... trebuie să știe așa de fiecare participant care vine la o slujbă, fie el și președinte de partid. Nu sunteți chiar orice participant. Sunteți în apropiat al ar Arhiepiscopiei Tomisului și asta este de, de notorietate. Și de aici vine o întrebare, că vreau să intrăm în tema principală și anume Constanța. S-a spus că în 2020 Aur a primit în Constanța la alegerile parlamentare, pentru că nu ați avut candidat la alegerile locale. A primit sprijin din partea Arhiepiscopiei Tomisului și de asta am ajuns să avem patru parlamentari Aur din Constanța. Și ați venit de nicăieri, cumva. Și s-a spus că ați primit sprijin din partea Arhiepiscopiei, că în biserici s-a indicat un vot către Aur. E adevărat? Eu nu am semnale în acest sens. Noi suntem un partid creștin. Un partid care îi apără pe cei care aleg să... Își desfășoare activ viața și credința religioasă de la diferite confesiuni, fie ortodox, cum sunt eu, fie catolici și denominațiunile protestante și neoprotestante. E normal ca mulți dintre acești noriași să susțină aur, să ne voteze. Noi mai suntem și un partid patriotic. Nu a mai existat de la România Mare încoace un reprezentant politic al filonului patriotic. Ne-au votat oameni și de acolo. Și știu că partide care nu mai sunt acum sau cel puțin nu mai sunt la gloria anterioară, cum sunt țărăniștii și cei de la România Mare. Mulți dintre votanții noștri s-au orientat către noi și aceste partide aveau o susținere mare în Constanța, ba chiar țărăniștii au fost la conducerea județului. O perioadă, într-adevăr. Legat de relația și eventualul sprijin, ca urmare a afilierii creștine primite din partea arhiepiscopiei, sunt curios dacă dumneavoastră sunteți de acord cu afirmațiile pro-Putin în al sale Teodosie din trecut, chiar de la începutul războiului, în care îl portetiza pe agresorul Putin ca fiind un, uh, un ctitor și uh, dându-i așa o imagine cumva de, de blândețe. Vi se pare că e, are de în ce spune în altă presfinției sa Teodosie? Eu nu sunt acum, dumneavoastră, ca jurnalist, sper să mi relatați niște afirmații corecte. Nu știu când le-a făcut, dacă le-a făcut în timpul războiului, dacă le-a făcut înainte. Au fost mai multe sunt, afirmații și în timp și înainte. Sunt mulți oameni în România care văd în lideri autoritari din diferite țări modele pentru România care este condusă dezastros. Eu știu ce cred eu și înainte și în timpul războiului ce și credeți, după ce se termină războiul eu o să vă zic același lucru. În opinia mea, Vladimir Putin este un criminal. Eu am spus lucrul ăsta în prima zi după ce am intrat în Parlament și m-au criticat unii, inclusiv colegi la acel moment pentru această afirmație. Eu am în spate un istoric de luptă Directă cu forțele moscovite, cu forțele putiniste în Basarabia, un teritoriu care a fost, este și va fi românesc, într-o zonă unde propaganda aceasta moscovită este în floare. Mulți vorbesc și mulți au început să vorbească acum, în ultimul an, din cauza acestui război, dar. Rusia, în primul rând, a ocupat o cetate de-a lui Ștefan cel Mare în 1992, cetatea Tigina. Da. A dus astfel de războaie de ocupație în multe zone din regiune. Ne amintim Georgia, ne amintim 2014 Crimea. De aceea, viziunea mea, ca președinte de partid, Cred că sunt cel mai uh, rusofob uh, uh, președinte de partid, pe lângă faptul că sunt cel mai tânăr. Mm, în rest. Sunt bune astfel de clarificări. Eu pot accepta și alte opinii, din partea tuturor. Nu trebuie să aibă ceilalți aceeași părere ca a mea și nu vreau să-mi o impun. Cum ați găsit Constanța? Pă părăsită, practic, uh, uh, devastată. Constanța era pentru noi cei din restul țării un loc unde ne făceam concediile, un model, un etalon. Prima mea imagine cu Constanța era eu și cu sora mea duși de mama la delfinariu. Și eram mic, 5-6 ani, vedeam un alt oraș, vedeam alte imagini, dar arăta bine în, în momentul ăla, la începutul anilor 90, Constanța. Acum este distrusă de administrații repetate care nu au avut o viziune pe termen lung asupra Constanței, iar ultima administrație, cea a lui Virgil Chițac, nici nu știu dacă ar fi fost mai bine să câștige Stelian Ion sau Virgil Chizac alegerile, pentru că pare aceeași administrația incapabilă, impotentă, care nu e în stare să facă nimica, similar cu ce se întâmplă în Brașov, în Timișoara, în București, sub Nicușor Dan, Clotilde Armand... Domnul Alen Coliban sau domnul Fritz? Au fost trei candidați care au fost foarte aproape unii de ceilalți în 2020. Într-adevăr, Vergii care a și câștigat, Stelian Ion, care a crezut că a câștigat, dar de fapt până la 2 dimineața s-a dovedit că nu. Și de ce Balfăgădeu? A fost foarte aproape, a pierdut la 7000 de voturi. Domnul Făgădeu? Domnul Făgădeu. Cine știe dacă o fi pierdut? E, cel puțin din sector, în sectorul 1 din București, eu nu cred că Tudorache a pierdut, ci cred că a fost lăsat e, din mână de propriul partid care n-a mai vrut să conteste, care uh, nu a vrut să sesizeze mari neconcordanțe în unele procese uh, verbale. N-au vrut să conteste uh, rezultatele. Nu știu ce s-a întâmplat au fost aici o în Constanța. Apoi. Spun mulți că domnul Stroie, uh, domnul Dumitrache, cei care au uh, pus controlul pe uh, Partidul Social-Democrat, Practic, și-au eliminat ei proprii candidați care aveau șanse să câștige și primăria și Consiliul Județean. Și că ar fi bătut palma cu domnul Lupu și cu liderii PNL-ului într-o înțelegere perfectă ca domnul Stroie să rămână șef asupra uh, rajei și asupra. Poziției din care a demisionat până la urmă? Asupra unui buget foarte, foarte mare. Nu dau seama dacă așa e, dar nu este uh, fum fără foc, cred eu. Și asta e adevărat. Pentru 2024, în 2020 n-ați avut candidat la alegerile locale în Constanța. Pentru 2024, ce pregătiți constanțenilor în materie de soluții și oameni? În primul și în primul rând, în 2024 vom avea niște alegeri naționale înainte de alegerile da, locale. Este. este foarte posibil să avem chiar niște alegeri parlamentare în toamna acestui an care să reseteze scena politică românească. Asta e o noutate. În toamna acestui an însemna să fie anticipate. Da, este o versiune care este pe masa actualei coaliții. N-aș vrea să fiu prea mândru de mine sau să-mi să arog în dreptul aur merite care nu ne aparțin. Însă populația este foarte supărată, nu are opțiuni politice și actuala coaliție a intrat un pic în fibrilații și se gândește să-și consolideze poziția și majoritatea până în 2027 când vor intra toți banii din PNRR. Un program de altfel păgubos împotriva căruia noi am votat uh, contra, pentru că jumate din bani sunt împrumutați, pentru că multe din așa zisele investiții sunt inutile. Aveam nevoie de bani pentru infrastructură, nu de uh, consultanță, uh, studii de fezabilitate și piste de bicicletă. Asta a fost specialitatea USR-ului. Din păcate. Ca au avut o perioadă în care au condus. Problema este de viziune. Noi suntem în acest moment un partid între 20 și 30% din preferințele. Așa românilor. vă sondajele, da? Acum avem marea posibilitate să câștigăm alegerile din 2024, care pentru prima oară sunt toate în același an: europarlamentare locale, parlamentare dacă sunt la și prezidențial. Și încercăm să ne jucăm cartea, ca să zic așa, șansele cât de bine e posibil, ca să nu trebuiască să facem o alianță pe care am tot susținut că nu o vom face, cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Să putem câștiga, să fim pe primul loc și să putem uh, ieși câștigători la capătul acestor alegeri. Asta înseamnă de... să aveți o majoritate parlamentară care singur e greu de crezut că o veți putea asigura, adică să aveți un vot peste 50%. Oastră. E greu, dar nu imposibil. Am un coleg aici în regie, Constanțean, ne ajută foarte mult în structura de conducere centrală și deja l-am botezat că el tot repeta 58-58%, 58%, 58%, 58 e, e a România Machidon și el zice Machie 58%. Uh, trebuie să tindem să fim cei mai buni și să creăm precedente. Totodată, cred că vor intra și alte partide în viitorul Parlament. Cred că vor exista mai multe posibilități. Noi ne ținem de cartea asta pentru că pe cât suntem de conservatori în apărarea uh, identității naționale, apărarea valorilor creștine, uh, credem că singura șansă a României este de o reformă. Suntem și reformiști, de altfel, uh, la nivel european. Un parcurs european? Uh, facem parte din uh, familia conservatorilor și uh, reformiștilor. Și PSD-ul și PNL-ul uh, sunt tot ce uh, înseamnă adversar. Din punctul de vedere al unei unificări administrative, de exemplu, la nivel instituțional, avem mult prea multe instituții, cele de control, deconcentrate și așa mai departe. Avem prea multe localități. Chiar am văzut, n-am reținut numele celei mai mici localități de aici, din Constanța, cu 500 de locuitori, campioană la tragere de fonduri europene, dar primarul spunea că ar fi primul care ar vota uh, pentru unificarea uh, localităților. Putem desfința multe din primăriile stufoase existente în acest moment și să lăsăm în loc Vreți locul Vreți să eliminați un... PSD și PNL din administrație de principiu și să eliminați și ceea ce au făcut e... nociv împreună? Ce să fac eu în momentul acesta să ies cu un candidat pe Constanța la municipiu sau la județ? ieșit cu un fi... candidat pe Constanța, la municipiu și la județ? Cu siguranță vom avea uh, proprii candidați în formula Alianței Aur, care va îngloba mai multe partide. Ce partide vor mai fi în Alianța Aur, cel puțin în Constanța? În acest moment uh, avem un protocol semnat cu Partidul Republican și Alianța național Țărănistă. Uh, vrem să ne dăm mâna într-o perspectivă politică cu figuri care fie vor intra în Partidul Aur, fie vor veni din formațiuni civice sau politice, cum e domnul avocat Gheorghe Pipera, domnul europarlamentar Cristian Terheș, din zona aceasta a luptei pentru drepturi și libertăți, și din zona creștină și patriotică. În Constanța mă refer. Da. Săptămâna trecută l-am avut invitat pe domnul avocat Dumitru Bătrăgan, care spunea că e foarte avansată discuția ca dumnealui să preia o candidatură pentru Consiliul Județean Constanța și că asta e o noutate, am spus și eu că e o noutate și că ar fi însemnat o schimbare la față pentru aur. Va fi domnul avocat Dumitru Bătrăgan candidatul pentru Consiliul Județean la aur în Constanța? Doamne ajută să poată fi varianta câștigătoare. Noi și la alegerile prezidențiale, sus de tot, pentru că peștele de la cap se împute și uh, mai jos spre teritoriu, vom alege variantele care au cele mai mari șanse de câștig. Adică pragmatic. Da, noi o să fim... Ați al... intrat în logica partidelor vechi. Logica pragmatică. Iau varianta uh, pe calcul matematic, câștigătoare. Nu -mi mă interesează să câștig. Am înțeles. Iar în Constanța, la fel ca și Suceava lui Flutur, la fel ca și Timișoara lui Fritz, partidele sistemului au bătut palma foarte bine pe acceptarea variantei oficiale. Respectiv în constanța PSD-ul și PNL-ul și au dat mâna în 2020, cât se poate de clar, și o să facă la fel și în 2024. Văd că excludeți URU din din narativ. Sunt prea mici în momentul ăsta, ca să-i mai băgați în seamă? USR-ul nu cred că există, cel puțin aici la Constanța, iar unde există, există la Timișoara, unde proiectul de succes al cetățeanului german venit în Timișoara, care s-a îndrăgostit de Timișoara și acum este primar, va fi girat în continuare de PSD. Am înțeles. Deci spuneți dumneavoastră că toate partidele astea uh, ale sistemului, PNL, da. PSD și eventual și USR, de fapt au jucat împreună, chiar dacă USR a mimat și o opoziție la cele două. Cel puțin în Constanța s-a mimat o opoziție. Deci au fost la guvernare cumva oficial. Mă bucur că în confirmați această teză. Eu ce vreau să fac este după alegerile europarlamentare, care s-ar putea să ne situeze pe primul loc sau pe al doilea loc în preferințele românilor. Să abordăm atât primăria municipiului Constanța, cât și primăria municipiului Mangalia, cât și primăria municipiului Medidia, de exemplu, cu și președinția, președinția Consiliului Județean, cu acel candidat care să nu țină de stroie și compania și care să aibă cele mai mari șanse. Că... Aveți o analiză? Aveți niște nume pe listă pentru Constanța până în momentul ăsta? Pentru că în Constanța sunt zvonuri. În Constanța lumea vorbește și în Constanța lumea spune așa, că pentru aur, la primăria municipiului de Constanța s-ar putea să candideze actual membru PNL domnul Sorin Ovidiu Cupșa. Confirmați discuții cu domnul Ovidiu Cupșa pe tema asta? Cred că în fiecare județ și în fiecare municipiu reședință de județ avem 5-10 Nume pe care le avem în vedere, pe care le-am evaluat cumva în discuțiile cu membrii noștri, cu oameni de pe stradă, cu. Am văzut diferite firme de, de sondaje de opinie ce spun. Domnul Cupșa este un om care vrea să candideze. PNL-ul este un partid care dacă face la următoarele alegeri naționale 15% și la Constanța 10%, e mare lucru. Vă spun, vă spun intrând în contact cu oameni. De aceea, oameni buni din PNL, inclusiv domnul Cupșa, sunt bineveniți alături de noi. Dar nu cei care au condus și până acum destinele orașilor și filialele la nivel de vârf a acestor partide. Ați spus că da, cei candidați care ar fi pe listele dumneavoastră de analiză pentru o eventuală uh, candidatură la primărie și Consiliul Județean ar trebui să nu vină din zona Stroie Dumitrache. Din punctul ăsta de vedere, pentru că acolo e zona PSD, ați avut discuții și cu oameni din PSD, mă gândesc în principal cu parlamentari, că poate ați discutat mai mult fiind acolo, unde aproape eu nu pot să fiu ipocrit și nu pot să fiu chiar mă aștept la răspuns minci... chiar nu pot să fiu mincinos, chiar dacă am intrat în politică, care e printre cele mai vechi meserii din lume. Am discutat, sigur că da, am discutat cu mai toți parlamentarii de Constanța, înțelegem cam care ar fi mecanismele, cam care ar fi candidații, dar atâta timp cât ei nu... El ca la Remi, dacă nu își etalează piesele. Nu v-a spus niciunul, aș vrea să candidez din partea aur. Mi-au spus mai mulți, aș vrea să okay. candidez din partea aur, dar repet. Ne dați și nume? Cine v-a spus că uh, vrea să candidez din pot partea că aur? Nu că n-ar fi inteligent din partea mea, după cum v-am zis, nu vreau să etalez piesele până nu o fac ei, să vedem cine câștigă din războaiele astea interioare la nivel național în PSD și din PNL. Să vedem după aceea războaiele locale care se duc în diferite, între diferitele aripi din PSD. -Constanță. PSD și din PNL Constanța, cine câștigă aceste bătălii? Și o să venim și noi cu o variantă. Nu, o să vă zic clar de pe acum, candidatul nostru la primăria municipiului Constanța nu va fi un fost membru al PSD. Am înțeles. Deci Alte nume care eventual ar putea fi devoalate, pe care le aveți în analiză la, Constanța, pentru că dacă nu vor fi candidați, dacă nu va fi un candidat pentru primărie, restul vor fi probabil pe lista de consilieri locali. Nu Dar din interiorul partidului eventual. Nu cred că... Are aur o politică de cadre? Are suficienți oameni bine pregătiți și care să reprezinte Constanțenii în Consiliul Local? Păi doar dumneavoastră mi a zis de, când am venit aici de doi avocați buni care s-au alăturat aur. A fost o surpriză pentru mine, chiar plăcută, cunoscându-i personal pe colegii mei, cei doi domni avocați. Nu o să dau eu nume până, exact cum a spus și dumneavoastră, până nu se devoalează ei, dar mă interesa ceva. Um... Avem, avem doctori, avem ingineri, avem avocați, avem profesori universitari, chiar și foști rectori care ni s-au alăturat. Nu-mi dau seama cum sunt receptați aici de opinia publică și nu vreau să fac greșeli. Eu sunt președintele acestui partid care are trei ani. De-abia învățăm să mergem, să vorbim articulat, facem și greșeli. M-am dus la Mangalia, de exemplu, să inaugurez organizația locală de acolo și sediu. Și cel pe care l-am însărcinat să fie coordonator interimar, era omul primarului. Okay. Omul lui Cristian Radu. Era nici mai, mult de, nici mai puțin decât city managerul uh, lui Cristian Radu. Și dumneavoastră n-ați asta când l-ați nominalizat N-am știut. Și m-am trezit uh, cu omul primarului la noi în bătătură. Sigur că la câteva săptămâni după, la, la, după, după o perioadă uh, am uh, retras uh, acea uh, scrisoare de nominalizare a respectivului. Pentru că asta trebuie să înțeleagă Constanțenii, cei interesați de soarta județului și a localităților din unde, unde locuiesc. Nu ne interesează să facem blaturi. Așa s-a făcut politică de 33 de, de ani. Vrem să ne batem. Au venit mulți oameni la noi cu diferite propuneri. Nu ne interesează să-l girăm pe unul și pe altul, să asigurăm majorități în Consilii. Cine susține aur, va ști că mergem pe o cale independentă de mafiile locale. ori. E greu de crezut totuși că veți putea să asigurați majorități în Consiliile Locale doar prin um, forțe proprii. Sigur că e greu de crezut. <coughs> și atunci dacă ar fi Rune, să alegeți... În multe locuri nu va fi posibil pentru că așa este arhitectura sistemului electoral din România în acest moment cu alegerea primarilor într-un singur, singur. Tur de scrutin. Suntem conștienți de chestiunea aceasta, dar, totodată, nu ne ducem pe post de balama. Nu suntem PMP, nu suntem Pro-România, nu suntem ALDE. De altfel, aceste partide nu au intrat în actualul Parlament pentru că a apărut aur. Nu suntem un EPR. Nu da. suntem pe PDD. Noi suntem aur. Ne-am născut pe 1 decembrie 2019. Vrem să fim onești în acțiunile pe care le avem și vrem ca acești candidați care au o șansă să schimbe la față felul în care arată localitățile respective de la Mangalia până la Constanța și Corbu să o fac. Dacă câștigă încrederea românilor sunt uh, sprijiniți de noi. Va fi foarte greu în momentul ăsta, v-am zis, cu alegerea primarilor într-un singur tur. Am depus două inițiative în acest sens. Și dumneavoastră și alte partide au mai depus. Și noi da? și useriștii, sigur, nu avem o majoritate parlamentară. De aceea, ținta, concentrarea noastră în acest moment este să câștigăm o majoritate parlamentară care să schimbe inclusiv arhitectura electorală și să fie mai multă democrație în localitățile din țară. Raportat la democrația din localitățile din țară, dacă veți ajunge în Consiliul Locale cu suficienți consilieri locale, astfel încât să nu fiți balama, cum spuneți dumneavoastră, dar pentru majorități să fie nevoie de alianțe cu alte partide, de la centru ce veți sfătui localitățile să se alieze cu cine? Cu PNL, cu PSD, cu USR, mai degrabă cu care dintre cele trei? Cu niciunul dintre cele trei, cu oamenii care intră în Consiliul Local și vor un viitor pentru acea localitate. Oamenii care intră în Consiliul Local depind de sprijinul politic al partidelor din care fac parte. Că dacă sunt excluși din partidele clasice, își pierd mandatele și vin următorii de pe listă. Nu mă interesează coloratura politică. Cred că, de fapt, de asta se plimbă mulți dintre primarii buni de comune de la un partid la altul pentru că sunt interesați să ducă o politică locală. De asta nu o să mă intereseze cu cine fac ei alianță ca să-și creeze majorități. majorități funcționale. Important este să fac Repet, este greu de crezut, eu știu ce vorbesc, cu siguranță vom lua locul 1 sau 2 la alegerile europarlamentare, dar totodată cu siguranță nu vom obține o majoritate din primăriile din România la, sau din Constanța la alegerile din 2024. Asta nu înseamnă că facem blat, asta nu înseamnă că ne predăm. Ultima întrebare pentru nivelul local. Aveți primari? în funcție în momentul ăsta din județul Constanța, care și-au anunțat intenția de a veni în aur și de a candida pentru aur pentru alegerile următoare? Mai mulți. Nu pot să vă dau numele, dar îi vom alege doar pe aceia care au avut rezultate în activitatea lor ca primar. Doar comune sau și municipii? Și municipii. Și, și municipii. Deci vă pregătiți surprize pentru 2024 la nivel de municipii în Constanță. Dacă, Eventual cu primari în funcție. că au fost oameni vrednici, da. Am înțeles. Ați văzut cozile de tiruri de pe autostradă care merg spre port, merg, stau către potul Constanța? Am văzut, e o bătaie de joc la adresa transportatorilor români, la adresa antreprenorilor români, la tot ce înseamnă România. Cine își bate joc de ei? Guvernul. Și noi românii ne batem joc de noi pentru felul că în care am îngăduit să fie administrată țara noastră. Guvernul nu trebuia să dea acea prioritate camionagiilor din Ucraina care își transportă marfa. Am venit să văd lucrul acesta la Constanța. După ce am fost sâmbătă la Vama Siret, unde erau într-o mică localitate într-o comună nouă firme de comisionari Iat -Vamal, fiecare firmă avea până la ora 16 undeva la 90-100 de camioane cărora le făcuseră procedurile vamale. Deci, gândiți-vă, dumneavoastră, undeva la aproape de o mie de camioane într-o zi de sâmbătă, încărcate cu cereale, încărcate cu alte mărfuri care au prioritate, și bineînțeles că românul nostru stă 2-3-4 zile aici până găsește o soluție ca să-și încarce marfa sau să o descarce eventual. Exact. Și. În... Sunt soluții ca să se revină la egalitate de tratament Între transportatorii români și agricultorii români și agricultorii ucrainieni Că înțeleg că politica asta e cumva la nivel de euro, european De favorizare a ce înseamnă economia asta de agricultură a Ucrainei Și că cerealele lor, ca fiind unul dintre principalele surse de venituri Trebuie să ajungă în Europa mai repede decât ajungeau înainte Sunt soluții să se ajungă la egalitate de tratament? Întrebarea dumneavoastră... Sună ciudat, pentru că pe noi la București toată lumea ne întreabă, aveți soluții? Păi, soluțiile le știe toată lumea, da, anulezi acel act și toată lumea stă la coadă, ca în mod normal, suferim și noi, dar suferă și ei. Acum contează foarte mult cine este proprietarul acelor cereale, pentru că înțelegem că nu sunt ucrainieni și nu au ca destinație neapărat copiii care mor de foame din Africa. Înțelegem că o parte din aceste cereale s-au vândut și în România, și acum, inclusiv președintele PSD-ului, Marcel Ciulacu, recunoaște acest lucru. Noi am mai zis un lucru, că aceste cereale care ajung pe piața din România sunt net inferioare cerealelor noastre, pentru că agricultorii români sunt forțați să respecte anumite standarde de calitate. Unele cereale și alte produse alimentare venite din Ucraina sunt inclusiv modificate genetic. Și la prețuri de nimic, fapt care forțează și agricultorii români să-și țină marfa pentru că nu vor să-și o vândă la prețuri care să-i falimenteze. Nu e vorba doar de cereale. Din păcate am stat de vorbă cu agricultori de aici din Constanța. La poarta fabricilor de procesare de lapte vine lapte din Ucraina, vine lapte din Polonia la un preț mai mic. Și ceea ce acuză ei este că e un preț de dumping. Totodată, la, ajungând la consumatorul final, pentru că românii sunt afectați grav de prețuri, de asigurări, de dobânzile care au crescut în această perioadă, practic de sărăcire. Ca asta s-a întâmplat. E o sărăcire. Inflația asta duce la, la, sărăcie pentru că banii nu mai au aceeași putere. Asta Litru de lapte a ajuns la 10 lei, 11 lei. În niște condiții care nu mai sunt în, în acest moment. Nu mai este secetă, nu mai este combustibilul atât de de scump. Hipermarketurile însă mențin prețurile la același nivel. În mod artificial, și asta e vorba doar de laptele cel mai ieftin e 10 lei. Că e exact. lapte și mult mai scump de 10 lei. E, aici ar trebui să intervină guvernul, dacă am avea guvern cu niște politici, aducând la aceeași masă mari retailer și producătorii, cu niște politici pentru a scădea aceste prețuri, cu niște politici, un plan pentru eficientizarea portului Constanța, de exemplu, cu o formă de a impozita și de a profita de pe urma creșterii traficului în portul Constanța. Putem să ne urmărim și interesul național? Pare că nu. Vă dau un exemplu, săptămâna trecută a fost adoptată în guvern strategia pentru resursele neenergetice Orizont 2035. Vizează toate resursele României, în special au fost prevederi pentru magneziu și pentru grafit. Grafitul e un minereu pe care îl are doar România din toată Europa. Sunt surprins să aflu că avem grafit, că avem resursa asta, că avem minereul ăsta. Avem, se pot face, se extrage grafen, putem face baterii. Este un minereu foarte căutat, mai ales în aceste momente în care se încearcă cât mai mult o viziune verde asupra lumii, o viziune în care să folosim cât mai mult curent electric și să nu mai poluăm. Din punct de vedere, da, să fie sustenabilă toată, toată, tot consumul pe care îl avem. Bun, și Noi nu felul, exploatăm în momentul ăsta, ăsta grafitul, nu avem mine deschise. Am avut în perioada de dinainte de 1989 tot acum, prin această decizie și această strategie adoptată de guvern, s-a votat reducerea redevențelor și s-a votat faptul că s-a adoptat faptul că România nu mai poate să exploateze, statul român nu mai poate să exploateze aceste resurse. A, deci vânzarea către alții e pe față. Că asta... dacă am scăzut redevențele, adică cei care vor veni să exploateze vor plăti mai puțin și dacă, și dacă noi nu, românii nu. nu putem să exploatăm, clar o să vină altcineva. Știți cui este dedicată exploatarea resursei grafit? Planul tot așa este justificat de războiul de la granița noastră, de strategia Uniunii Europene numită Repower EU, care vine să ceară o solidaritate din partea tuturor țărilor Uniunii Europene să-și pună la, dispoziție. la comun toate, toate resursele. Dar eu nu înțeleg cu ce se alege România. Pentru că de la o Uniune unde trebuia să fie garantată libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, o piață economică comună, noi, în lipsa unor conducători adevărați cu care să iubească țara asta sau măcar să fie corecți. Am ajuns să importăm lapte, mere, orice vreți dumneavoastră, 80% din carnea de porc, să fim o piață de desfacere, să ne trimitem forța de muncă, care în momentul acesta este resursa cea mai valoroasă pentru orice țară. Și pe care nu mai avem aproape deloc. Pentru că noi în România apare nu putem crește cartofi ca în Irlanda, căpșuni ca în Spania, sparanghel ca în Germania. Am trimis-o peste, peste hotare și acum suntem la dispoziția celor care ne dau un loc de muncă, în general, în servicii pentru că noi nu mai producem nimic în România și aproape nimic. Mai facem e, mai IT, puțină producție. Nici IT-ul acela nu așa de bine plătit, mai mult call center, mai mult service. Am ajuns. E reversibil procesul ăsta de transformare a României într -o doar într-o piață de desfacere? E reversibil? Adică se poate face? Ok, înțeleg. Dumneavoastră propuneți ca România să devină cumva mai independentă, să ridice capul din poziția Ghiocel în care ne-au așezat alții. Și înțeleg politica asta. Dar se mai poate? Sigur că se poate. Noi în Constituție avem stipulat și aveam și în perioada interbelică și în perioada dinainte de primul război mondial faptul că România este și statul român este proprietarul resurselor solului și subsolului. N-au putut fi înstrăinate aceste resurse. Sigur că putem, atâta timp cât și la nivelul alianțelor din care facem parte, există mai multe curente de gândire și sunt oameni care luptă pentru interesul țărilor. Ne uităm la Ungaria, ne uităm la Polonia au o politică externă diferită, mai ales în anii aceștia, dar fiecare se luptă pentru a avea unguri și polonezi bine plătiți care să muncească la ei în țară, de exemplu. Polonezilor le-a reușit. De unde aveam foarte mulți polonezi în Irlanda, în Marea Britanie. Am fost în Dublin să vorbesc cu diaspora românească de acolo și mi-au spus, nu mai vezi picior de polonez. S-au întors de -aici în țară. S-au întors. Acum, cea mai uh, vorbită limbă, după engleză, în regiunea Londrei, este româna Durează soluțiile există sunt de bun simț, la fel cum existau și pentru a evita această criză pe piața Energet. energetică, cu siguranță pe piața energetică, dar aici e prietenul meu Virgil Popescu, cred că toată România a înțeles acum ce aveam eu cu Virgil Popescu. Pe piața asigurărilor, de, de exemplu, cu aceste falimente City Insurance și uh, Euroins. City Insurance, Astra, Euroins au fost mai multe falimente răsunătoare la rând. Acum un an jumate, noi uh, am fost la ASF, și s-a garantat că soluția este cea pe care o propuneam, ca asigurări A trebuit săptămâna trecută să intrăm, practic, peste președintele ASF-ului ca să spună și el, da, cu două mâini salut chestiunea asta și asta trebuie făcut, dar drumul la ce ca asigurări? Cei de la USR spun, nu, că suntem într-o piață liberă, nu, asta este soluția. Ba da, asta este soluția. În momente de criză e nevoie de soluții de criză. Și Spuneți este nevoie, de, nevoie de intervenția statului în zone care, vrei nu vrei, dacă există o administrare corectă, îți aduc bani. Nu trebuie să faci nimic. Ție stat. Piața asigurărilor obligatorii, în momentul în care tu obligi toți românii să facă ceva, toți românii se duc și trebuie să-și ia acel, acel serviciu. Nu este atât de greu de înțeles ca model de afaceri. Eu am făcut-o la Universitatea București, Facultatea de Administrare a Afacerilor. Orice student de anul întâi poate înțelege mecanismul unei astfel de afaceri sau felul în care ar trebui să ne gestionăm resursele naturale ca să aducă bani în țară pe modelul norvegian și a fondului suveran din Norvegia de exemplu. Am fost în Varșovia săptămâna trecută cea mai mare companie de asigurări din Polonia, dar și din Estul și Centrul Europei, este o companie de stat din Polonia. Asta înseamnă să avem și specialiștii care să poată să conducă aceste companii de stat, indiferent de domeniu, la un nivel de competență, astfel încât să asigure profitabilitate. Dar, întrebarea dar există ea... specialiștii ăștia, avem printre cele mai strălucite minți peste tot în Europa și în America suntem chiar lăudați pentru asta. Avem modelul, dacă nu vreți, din Germania, cum își redeschide mine, avem modelul în Polonia, dacă e nevoie, aducem manageri de, de, acolo, dacă au știut să facă Polonia și Ungaria a, au, au, au da, mers, știm și noi. au mers puțin pe muchie de cuțit în relația cu Uniunea Europeană în ultimii ani, atunci când au încercat să-și apere identitatea și specificul național. Sigur că au mers Poate de România de în de viitor să, să, rămână pe aceeași muchie de cuțit și să păstreze totuși o relație de normalitate cu Uniunea Europeană? cu fricțiunile care vor urma, că vor urma, cum s-a văzut și cu Polonia și cu uh, politica lui, uh, lui Orban în Ungaria. Poate România are... Aveți dumneavoastră? În genunchi nu poate. Pentru că noi ne-am dus, am primit plicul, deciziile în plic și... Cum să vă zic? Ne -am, am zis, ne-am oferit voluntari, închidem mai repede minele și termocentralele decât ne-ați spus voi 2030-2032. Nu, noi le închidem în 2024. Înțeleg. Asta îmi aduce aminte, referitor la ruși, de Bunica mea care îmi povestea și am citit după aceea, am făcut un masterat în crimele comunismului în România Cum veneau soldații ruși și erau trădători în fiecare sat Care se ofereau să le arate unde sunt fetele tinere pe care rușii Ei le căutau să, 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 să le, le, le violeză cam genul ăsta de trădători de tipul Virgil Popescu ne-au condus până acum. Eu l-am prins pe Virgil Popescu, dar în funcție, dar de la Adrian Năstase încoace, ăsta a fost procesul de distrugere a economiei românești, a industriei, care chipurile erau un morman de fiare vechi, o mare minciună, a educației naționale, a sistemului sanitar pentru că în acest moment din păcate și dacă ar fi ceva care, care ar trebui stopat urgent este felul în care este administrat sănătatea și spitalele în România, pentru că mor oameni cu zile, mor copii cu zile. Mi-au scris părinți și îmi scriu ajutați-mă cumva, copilul meu are septicemie. Pentru a contractat că s-a infectat într-un spital de stat. O infecție care... nozocomială da. de la mic la mare. Era cazul unui deputat care s-a dus la spitalul militar în timpul COVID și a contractat o infecție de genul ăsta și a murit. Acum familia vrea să dea în judecată statul. Nu, până nu facem curățenie în spitalele care și-au depășit termenul de garanție sau trebuie ras tot până la cărămidă. În acele Pentru asta pe... e nevoie de foarte mulți bani. Nu e nevoie de foarte mulți să bani. Să radem dacă... tot, cum ar trebui, de exemplu, Spitalul Județean din Constanța, că s-a spus și despre asta, că ar trebui să radem tot. Avem PNRR-ul, care teoretic ne aduce un spital regional sau încă se caută sursă de finanțare. Și aici e, de fapt, o întrebare. Suntem foarte avizi să respectăm ce ne spune Uniunea Europeană chiar înainte să fie termenul limită, dar reușim, iată, să apărăm pensiile speciale. Vom reuși să modificăm situația pensiilor speciale ca să respectăm acele borne din PNRR și să luăm bani? La fel în care se pune problema, acum nu și nu mi se pare uh, că avem de a face cu echitate, nu mi se pare etic. Avem mulți militari rezerviști care au pensii de 2500, 3000 de lei. Se chinuie să existe sunt militari, ei sunt oricând la dispoziția statului. Și l-avem pe primul ministru al țării, pe generalul Ciucă. Și pe domnul primar, Virgil Chitac. Așa. Nu știu cât are Peste pe... Peste 10.000 de lei pe lună. Domnul Ciucă are 18.000 de lei. Și cumulează cu un salariu de prim-ministru de 24.000 de lei. Un trai bun. Eu L-aș fi crezut când, pe primul ministru al țării mult mai mult în ce susținea dacă spunea că el vine ca prim-ministru, dar are deja un câștig din pensie, nu-i mai trebuie salariu. Sau ia salariu și donează restul de pensie. Știți că l-am întrebat asta și pe domnul Vergec Chetaca acum un an de zile în singura prezență la Constanța TV, că de atunci ne evită domnul primar. L-am întrebat, domnul primar, știți, ne întreabă și pe noi lumea și ne roagă să vă transmitem întrebarea. Ați fi dispus să donați? pensia militară de care beneficiați? Știți care a fost răspunsul? Păi nu, e pensia mea. E munca mea. E pensia mea, e munca mea, nu donez nimic. Eu de asta spun că noi avem o problemă cu pensiile nesimțite și cu o pătură de nesimțiți care ne conduc în momentul ăsta. Eu nu referitor la pensii fac gestul ăsta, unii spun că e populism, alții nu mă cred. Eu donez 90% din indemnizația de parlamentar. Dar din ce trăiești? Asta e următoarea întrebare. Pff, din ce trăiești? Am, am spus de nenumărate ori că un parlamentar are o grămadă de... Alte beneficii. Alte beneficii și de bani care îi permit să ducă un trai decent din 5.000-6.000 de lei pe lună. Ori cum trăiesc unii cu 1.500-2.000 de lei, poți să trăiești și eu cu 5000 de lei, având la dispoziție mașină, telefon, chirie, plătită, plătite toate de, de, statul român. Deci poți să trăiești, nu trebuie. Acum, sigur, și dacă ai la dispoziție 100.000 de euro pe, pe, lună și crezi că banii aia ți se cuvin, poți să-i cheltui pe toți. Normal, cheltui atât uh, cât îți permiți să cheltui. cât, cât ai. Eu mi-am donat o indemnizație de parlamentar între 11 și 12.000 de lei în funcție de uh, funcțiile pe care le ai. Donez în fiecare lună 10.000 de lei. Problema este că e doar o picătură într-un ocean de durere. Îmi scriu uh, 1.000, 1.500 de cazuri în fiecare lună, mi e foarte greu să selectez cui și, donați. E și, și super pe cei care, pe care nu pot să-i ajut, pentru că sunt oameni în situații dificile. Unii zic că nu fac asta, așa că postez toate acțiunile pe care le fac, sau majoritatea dintre ele. Dacă le postez, nu-i bine că de ce le postez că binele se face în tăcere și intri de așa într-un. Da, e de, un cer vicios ăsta. Un vicios, dar măcar. Încercăm să dăm exemple. La fel am făcut și cu subvenția pentru partide, nu am dat deloc la presă, motiv pentru care au apărut multe atacuri într-un anumit timp, acum văd că s-au mai rărit. Că... S-au rezumat la a vă ignora eventual. Uh, am vrut să construim un spital, în referitor la ce, ce spuneam de, da. de clădiri, pentru că s-a construit unul în ultimii 33 de ani, un spital pe care să-l dăm la cheie statului român. Ne-am rugat, pentru că era nevoie de o modificare legislativă, ne-am rugat și de premierul Câțu și de premierul Ciucă să ne permită să facă acea modificare ca să dăm banii aceștia pentru construcția unui spital. Ne-au spus că ne bagă la pușcărie în secunda 2, pentru că asta este deturnare de fonduri. Adică banii cu care trebuia să luăm sedii de partid, secretare, să dăm la presă și așa mai departe, să-i dăm pentru construcția unui spital. Am găsit o breșă Altă până la da. urmă, uh, din banii de subvenție. Uh, am întrebat dacă putem să ne cumpărăm vehicule. Ponta, de exemplu, și-a luat două Tesla okay. din banii de subvenție. Și ne-am cumpărat, uh, am dat comandă, de fapt. Trebuie să mă bucur mult că s-a găsit un producător în România, că știam că nu mai există produce doar 20% din întreaga caroserie, dar produce aici am comandat camioane. camioane? Uh, și cu acest... ce faceți cu camioanele? Un spital mobil. Unul singur? Da. Din mai multe camioane cu diferite secții, e mai mult prevenție, avem medicină internă, laborator de analize, ecografie, stomatologie, oftalmologie. Și vom merge într-o caravană cu medici și asistenții medicali prin toată țara, în locurile unde oamenii nu au acces la un medic. Să Sau e mai să greu să accesul va. către serviciile de sănătate. Să îi sprijinim, pentru că sunt bani foarte, foarte mulți care se dau pentru partidele politice. Este imoral. Noi, cu 10% și fără să fi participat la alegerile locale, că e o pondere de 25% și pentru participarea la alegerile locale, Cred că o să avem undeva la 10 milioane de euro în cont pentru activitatea partidului nostru. Nu înseamnă asta cumva că vă, vă, rupe de influența privatului și a altor interese pentru că primiți bani de la statul român? Că așa a fost gândită subvenția asta. Rupem partidele de orice influențe externe, de lobiști, între ghilimele, dă statul român bani pentru ca partidele să rămână independente de alte interese. Nu se poate vedea și așa? Sigur că se poate vedea așa, dar dacă suntem un pic obiectivi și vedem că dacă partidele din România în acest moment sunt independente de grupuri de interese ilegitime, de lobiști și așa mai departe, vedem că nu. Vedem că industria farma prosperă, vedem că firmele austrie, austriece de prelucrare a lemnului prosperă și așa și alte mai... multinaționale, care nu prea plătesc taxe pe prin e, România. Da, deci despre asta e vorba. A, după aceea, bun, hai să zici că dai un quantum de la stat pentru activitatea curentă a unui partid. Dar nu, repet, dacă noi avem 10 milioane de euro, alții au 50-60 de milioane de euro. Și pentru a da un exemplu pe care primarul de Constanța nu l-a dat cu pensia specială, noi vom face această caravană medicală. E asta, un, un truc electoral? sau? Sigur că o să spun populiștii. Ia uite ce face Simion să păcălească românii. Da, vin și eu și spun nou în businessul ăsta, nou în domeniul ăsta al politicii. Mă, dar de ce nu faceți și voi? Păi ia arătați și voi. Într-un fel vreau să vă forțez mâna pentru că m-am săturat de mizeria aia pe care o văd de 2 ani sunt parlamentar în Parlament, nu se gândește nimeni la binele țării, nu este un for suprem, un for legislativ care să gândească strategii, vine lumea lunea, marțea, câteodată miercurea. Este o mare vacanță pe o perioadă de patru ani. Eu n-am de gând să fiu în viața mea în vacanță. Dacă pot să fac ceva, sigur, având și eu interesul meu. Interesul meu nu e de. să mă îmbogățesc, de exemplu. Vreau să rămân cu ceva, să rămână ceva în urma mea. E și asta, asta o formă de egoism. Dacă pot să schimb lucrurile, bine. Dacă pot și am 1% șanse să schimb scena politică națională și județeană și să elimin genul ăsta de blaturi, de mafii locale, eu asta vreau să fac. Nu știu, până acum ne-a ajutat Dumnezeu prin diferiți oameni, noi am fost destul de insistenți și am ajuns până aici. E posibil să facem mult mai mult de acum înainte. O să vedem dacă veți avea la Constanța oamenii care să ajute la dezideratul dumneavoastră de a schimba ceva și de a elimina blaturile astea pe care le vedem și noi de, de cel puțin 20 de ani în Constanța. Vor Ați... avea șansa să ne demonstreze. Eu mă duc în fiecare județ al țării și spun, în aur, vii să dai pentru țară, nu vii să iei pentru tine. Și noi vom trece, pentru că acum avem acest lux. În 2020 eram grăbit să găsesc cum ne cum 600 de oameni pe care să-i pun pe listele de candidatură. Nu, aveam, nu puteam alege. La Tulcea, de exemplu, am trimis pe cineva de la Constanța. Și de la Constanța a pierdut trei parlamentari pe drum. Da. Soția Elenei și domnul Focșa pe care l-ați exclus urmare a episodului violent. Da. Um... Nu aveam în decembrie 2020 acest lux. Acum putem face selecție, putem să-i vedem pe oameni la lucru. Cu siguranță vom mai avea greșeli. Puteți să testați să nu cumva să fie omul primarului în funcție, cum s-a întâmplat la Mangalia. Exact. Adică aveți posibilitatea asta. De asta vă spun, m-aș bucura să văd că ceea ce spuneți dumneavoastră se întâmplă, indiferent din partea cărui partid, chiar și din partea AUR, dacă AUR va avea soluțiile pentru îmbunătățirea vieții constanțenilor principal, pentru că până pe asta ne interesează. Ar fi păcat la ce resurse aveți aici să continuați în prăpastia asta în care ați fost duși. Sperăm și noi să se întâmple așa. Mai am o ultimă întrebare și ați adus aminte, ați spus ceva foarte interesant. De la Năstase încoace. Credeți că se va întoarce Adrian Năstase în politica românească? Nu. Cred că Adrian Năstase vrea Dacă să... Dacă la ușă... Nu, nu, Simion, vreau să candidez din partea aur. Care ar fi răspunsul dumneavoastră? Exclus. Ca am și crez. în cazul celorlalți care au condus România până acum. Am crezut că aveți o afinitate pentru domnul Năstase pentru că a spus că de la Anastase încoace. Nu, 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 nu. Că m-am gândit că Năstase fiind guvernul care ne-a dus în Uniunea Europeană și că in, da, era doar un referent în timp. Inclusiv epoca Năstase și de ce cam de atunci am devenit eu conștient de ce se întâmplă în scena publică. Dar de atunci au început marile privatizări. Petromul, sidex și așa mai departe. Deci, care știm cu toții cum se termină. Inclusiv acea perioadă, epoca dezastroasă a Convenției și așa mai departe. Aia a fost prima mea interacțiune cu politica. Aveam 10 ani. Am venit de la București cu elanul schimbării, cu Convenția în cap. 15.000 de specialiști așa, mă, care nu au mai venit. Și m-am dus la tataia, într-un sat din uh, Vrancea. Tataia, trebuie să votez cheia, să votez Apropo, schimbarea. Apropo, ce sat din Vrancea? Că tataia era tot în Vrancea. Garoafa Garo Garoafa chitosul, Tataia, din partea lui uh, că era din Tătăranu. Aha, da. Cred că tot în Focșani, dar tot în județul Focșani, undeva pe aproape. Avem și origini comune. Domn. Și ce s-a întâmplat? Și ce a spus? Votează cheia tataia. Tataia s-a certat cu tot satul, că na, să votăm schimbarea, să schimbăm, să așa, a venit nepotul de la București. Și dezamăgire totală. Și tot am trăit dezamăgiri și acum, într-un fel, îi înțeleg pe cei care vin, se uită la noi și spune cum vorbiți voi frumos, așa, au mai vorbit mulți alții înaintea voastră și ne-am săturat, ce garanție avem că veți schimba ceva. N-aveți nicio uh, garanție. -aveți -aveți Nici o garanție. Nicio garanție. Tot ce mă chinuie și de ce trag de mine în fiecare zi este să nu dezamăgesc uh, zecile de mii, sutele de mii de oameni care deja și-au pus încrederea în noi. O să reușim să ducem vasul ăsta la destinație, pentru că toți suntem în zona portului, să uh, facem uh, uh, măcar să începem procesul de reconstrucție a României. O să încercăm. Ceilalți cu siguranță nu o să încerce. Îmi place că ați spus că o să încercăm, nu că o să faceți. Asta e, e o asumare și o formă de, de normalitate din discursul unui om politic. Încercăm. N-ați promis decât că încercați. Eu Eu -am promis E în, o diligență, e obligație nici, de diligență. Nici în campania Na. din uh, 2020 n-am promis uh, nimic, mai nimic. Am zis, de exemplu, că uh, vrem să facem un spital cu Banii ăștia din subvenție și niște chestiuni mici, care practic am promis că o să ne împotrivim la jafurile care se desfășoară în Parlament. Și asta am făcut, arătând multe lucruri pe care oamenii nu le știau. Acum, cred că suntem pregătiți să prezentăm un program de guvernare pe care uh, să-l ducem la îndeplinire într-un procent cât mai mare. Și oameni care să poată să facă asta și la nivel național, dar mai ales la nivel local, eu în numele celor care nu urmăresc, vă cer să aduceți și proiecte și oameni care să poată să facă într-adevăr ceva și să și dorească. Vă mulțumesc pentru prezența la Constanța TV. Știu că vă grăbiți să ajungeți la celebrarea de care am vorbit mai devreme. Cu următoarea vizită în Constanța, când veți anunța eventual candidați, vă rog că în verde vă stă la dispoziție. După cum v-am zis, nu refuz niciodată o invitație. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și dumneavoastră vă mulțumesc că dacă ați rămas până la final, un like și un share ne ajută și pe noi să ajungem la cât mai multe persoane din Constanța și de pretutindeni urmăriți tot ce înseamnă scenă politică, nu mai ignorați nimic, tot, toate partidele reprezintă pe cineva. Iar un partid care ajunge spre 25% nu mai poate fi ignorat din momentul ăsta, cel puțin. Întreab și negru, sigur există și lumină și echilibru, asta a fost ediția de azi, săptămâna viitoare ne revedem cu alt subiect care sigur o să fie um, despre Constanța. Vă mulțumesc!